Bună dimineața, s-a trezit Dulceața. Ce faceți, băi, 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 băieți, băi? La 1000 de like-uri dă drumul la live. Hai că dacă pun 1000 de like-uri să dau drumul la live, mai dau drumul la live. Dar Crăciunul, nu ăsta care vine acum, la celălalt. Vă salut pe toți, hai să vă iau la o rundă de salut. Ce, băi, nu știu dacă știți ce team of the week avem azi, mâncava și gura voastră. Mamă, ce team of the week avem azi, deci fiți atenți. Gims of Radu, Evelin, Darius, Marco, Nicoleta, Andrei Dinu, Big Dog, Cosmin. Vă salut pe toți, bine ați venit pe live. Avem 18 like-uri, am început bine. Am prins din 1000, bă, mă bucur pentru tine. Poate prind și eu ceva astăzi. Pentru că, după mult timp. Salut, Taxi, bine ai venit pe live. După mult timp, mi-am dat silința și am făcut rank-ul 1 la Rivals. Și astăzi avem Ultimate pack-uri. Da, e win, din eu, normal. Fraților, pentru membrii și donatori, după ce terminăm pack-urile, facem și un review scurt, că presupun că nu sunteți prea mulți. Neața Toxicero, neața. Facem și un review, pentru că n-am mai făcut de mult și chiar sunt curios să văd după toti, după Future Stars, după SBC-urile astea, cum mai arată echipele voastre. Dacă s-a schimbat ceva în concepția voastră asupra jocului acesta, numit FIFA. Pentru că, pentru mine, s-au schimbat multe. Văd complet diferit jocul de FIFA. Îl gândesc complet diferit. Este mult mai simplu decât îl făceam eu înainte. Și o să vă prezint și vouă cum gândesc eu jocul după ultimele eventuri și ultimele update-uri. Dar până atunci, hai să schimbăm scenă. Ce pot face pentru a primi mod? Andrei Dinu, ori activitate, ori donație, ori membership. Salut, Matei, bună dimineața. N-am văzut. Apropo, eu ieri am făcut un draft așa offline. Pe ascuns. Și mi-a picat Varan, 100 de K. Ha, că e bine, nu mi-a picat niciodată ceva așa bun de la draft. Bine, mi-a picat anul trecut Mace Shapeshifter, dar anul ăsta nimic. Hai să intrăm și în FIFA. Bă, care n-ați văzut, mă, Team of the Week-ul? Mamă. Stați să scot cablu, că n-avem nevoie de 19 like-uri, hai să facem și noi 30. Care, băi, apropo, vine și promo nou, What If. Încă nu prea știe nimeni despre ce e vorba, sunt multe presupuneri, dar vom vedea mâine care e combinația cu el. Să vezi cum am făcut echipa. Imediat, după ce terminăm pe opening-ul ăsta așa frumos. Dacă mai vrea cineva să deschid pachetele, share play. Am prins Ronaldo, poate prind și eu. Da, și Silva e bun, dar nu e... Hai să vin serios. Unde e Timo? Cream de la cream. Cream de la cream. C-I-C. Salut, Bogdan Flavius, bine ai venit pe live. Ăștia doi, bă, am uitat să-mi aduc apă. Lasă că mi-aduc eu apă. Poate plâng de fericire și dau toată apa din mine că îmi pică Ronaldo în form. Deci eu aș fi mulțumit sincer și cu Rashford din form. Dacă îmi pică Rashford din form, nu mă mai supăr pe EA Sports. What if Busquets head pace? E, adică, gen, ai înțeles? Games of Radu, așa se pune problema în engleză. Nu știu exact care e termenul tehnic pentru acest... E foarte bun, foarte bun Busquets, foarte bun. O să fie cărți care se degradează? Oare? Deci joci FIFA Mobile, nu. Silva e bun pentru cei cu echipe mai slăbuțe. Da. Bine, el e foarte bun pe dribbling. Deci ăsta în delay e foarte bun în delay. Dar nu e gen... Cum să zic, la șut, la pasele astea e destul de slăbuț. Dar e foarte bun pe dribbling. Bine și Suhefu. Bine, măi, Suhefule. Mamă, dacă îmi pică ăsta, trăim iar familia mea. Prima dată o să iau premiile de la FUT Champions. Și vă zic de ce. Pentru că la Rivals am rank 1 și nu o să iau Ultimate pack-urile untradeable dacă îmi pică ceva bun la roșii, la astea. Pentru că nu aș vrea să am Ronaldo duplicate, mă înțelegeți? Unul roșu și unul inform. Eu la asta mă gândesc. Eu știu că din Ultimate Pack când va pica Ronaldo în form. Sau un Prime Icon Moments Vieira. Sau R9. De asta aleg să încep cu premiile de la FUT Champions. 21 de persoane pe live. Haide! Dacă avea 5 week FUT era eu. Hai că era eu, USB. Dacă... Am terminat Gold 1 Lejereanu așa frumos la... Ce frică ai. Am și eu fricile mele. Bă, fiecare o mare fobiile sale. Fobia mea cea mai mare este să am 2 Cristiano Ronaldo untradeable și să nu știu ce să fac. Asta e fobia mea. Mai faci clipuri cu Tudor, normal. Normal că o să mai fac.
Am făcut gold 1 lejer, 2 meciuri rămase, am jucat la mișto, am avut 17 cu 2, de la 17 cu 2 am început să joc așa alea. Dă meciu, dă meciu, mă înțelegeți? Constant pressure, 10 depth, fast builder. Nu mai... Gold 1 am vrut. Salut Vali, bine ai venit pe live. Vali Rechinu. Te îngrijorezi să nu ai Ronaldo, duplicate Messi dacă îți pică somăr. Hai că îmi pică somăr dacă e nici Verratti. Păi eu până la Varan, deci de la Totti, bă, de la Totti, când mi-a picat Bruno Totti, până ieri când mi-a picat Varan, nu mi-a mai picat niciun workout. De la Totti. Bă, niciun workout. Deci grijile mele sunt fondate, pentru că am pe clac foarte mare. Foarte, foarte, foarte mare. 22 de like-uri, la 30 deschidem picurile. Mă duc să aduc niște apă. La 30 deschidem picurile, gata. Gata, am decis. Gold 1 OP, exact. Deci astăzi veți vedea cât noroc pot exista în picurile de Gold 1. Păi eu sunt obișnuit. Deci eu de când a început FIFA asta, 21, la picuri, cel mai bun a fost Hernandez. În rest, mi-a mai picat o dată Kimmich de rating mai mare și Neuer de rating mai mare. În rest, numai 81 și 82. Și pe aici, pe acolo, 84. Dar astăzi, ghinionul se sfârșește. Hai să facem și noi la 30 de like-uri. Am văzut ăștia de fără că zic că o să se upgradeze la atacanți dacă dau un anumit număr de goluri în 5 meciuri. Am văzut multe, Florin, am văzut multe variante. Am văzut ceva gen că s-ar putea să fie și obiective gen de squad, să se upgradeze jucătorii în funcție de performanțele echipei. Deci îți dai seama, presupuneri putem să facem 1000, bro. Presupuneri putem să facem 1000, dar până nu vedem ce va fi exact, nu putem fi siguri de nimic. Nimic nu este sigur în această viață. Ești blestemat. Îți mulțumesc, Nicoleta Diaconu, pentru că țin cu Dinamo de asta. Că știi, Dinamo e blestemat, ești nebun? Salut, Diez, bine ai venit pe live. 26 de like-uri, încă puțin, încă puțin și îl vedeți pe Ronaldo roșu în picurile mele. Hai că îl vedeți dacă e sports cum am vorbit aseară, da? Nu în primul, ca să crească tensiunea, în primul îmi dai Rashford, în al doilea îmi dai Ronaldo. Mamă, cum ar fi să nu știi și Ronaldo? Ce fac cu echipa? Lăsați grijile astea în seama mea, voi dați-mi pe mine. 29, încă unul, încă unul. Salut, Răzvan Gabriel, bine ai venit pe live. Încă, câte like-uri avem, mă? Stați așa că mi-a arătat aici. Exact, 30, 30 de like-uri. Și primul pic. Eu sunt cu FCSB, să fii sănătos. Nu urăsc niciun FCSBist, dar nu. După cum v-am spus, da, acesta este peclacul meu de când a început FIFA 21. Salut Mario Radu, bine ai venit pe live. Hai cu CR7 din al doilea pic. Hai să fie în bafta lui, dacă e. Hai că da. Hai să vedem. Da, mă, mâncați ești gura ta, Ronaldo. Bine, acum eu știu de ce nu mi-a dat Ronaldo. Ca să iau premiile în tradeable de la Rivals. Ca să vedeți voi mai multe Ultimate Pack-uri. Ca să mi-l dea din Ultimate Pack. Că e mai frumos pe negru decât pe roșu. Bine, e mai frumos pe roșu, dar e ok și pe negru. Bună, Daniel, bine ai venit pe live. Se duce Rui Patricio direct în club? Se putea și mai rău. Se putea și mai rău, e foarte adevărat. Am avut multe săptămâni la rând când am luat doar 2-81 sau 81-82, deci e excelent, excelent. Haideți să luăm și... Bă, deci am făcut... N-am mai făcut, cred că rank 1 din noiembrie, mă. Eu ți-am zis că ești blestemat, dar știam, nu trebuie să zici. Deci eu n-am mai făcut rank 1 din noiembrie. Dar săptămâna trecută, vă zic sincer cum am făcut. Am câștigat 5 din 5, primele 5 meciuri. Și după restul punctelor au venit de la Weekend League. Așadar, 2 megapack-uri. CR7 e mai rar ca Eclipsa, să știi. Bine, stai așa, intre pe grupuri pe FIFA România să vezi din Silver 1 și din Gold 3. În fine, 2 megapack-uri. Vin de la Bulțani, bine ai venit, bro. Sper că îți place ce facem împreună, eu și Tudor, pentru că lucrăm foarte mult la episoadele alea. Salut, Ianis, bine ai venit pe live. Băi, Ianis este copleșit de peclacul meu. Vă zic, uitați-vă, deci a explodat cap. Când am văzut ce peclac am, mi-a explodat cap.
Fiți atenți, atât vă zic. Fiți atenți. Avem 2 megapack-uri. 2 pack-uri de 100 de K și 2 pack-uri de 125 de K. Practic cele mai bune pack-uri din FIFA. Cele mai bune pack-uri din FIFA. Hai, bă, vreau să vedeți estimări în chat. Câte workout-uri credeți voi că vom vedea din pack-urile astea? Avem 6 pack-uri, da? 2 mai modeste, 4 cele mai bune, top. Vreau să văd o estimare din partea voastră. Cam câte workout-uri credeți voi că ne va da eSports 9 astăzi? După ce ieri mi l-a dat pe Varan, da? Varan, 100 de K. Poți să-l faci până la 11? Da, bro, fără grijă, stai liniștit. 4 workout-uri. M-a hăcuit băieții acum 2 zile și am rămas fără tot Messi. Păi bro, n-are cum să te hăcuiască cineva decât dacă îi dai contul. Cota 760 pentru un workout plus. Stai bine, stai bine. Long time no see. Bine ai venit, Andrei Oc. Bine ai venit. Bine ai revenit. Bă, mi-a fost dor de tine. Nu te-am mai fost. Eu am mai făcut live-uri, să știi, dar tu n-ai mai fost. Deci, dragii mei, acestea fiind spuse, primul megapack în care se află și Cristiano Ronaldo în formă. Untradeable, dar nu e nicio problemă, pentru că l-am pe Ronaldo Gold tradeable și vine 1 milion la club. S-a dus. eSports, cum ne-a fost vorba? Cine stă, mă? Nedved. Hai că e, Vidal. M-a spart. N-ai mai făcut... Ai dreptate, Andrei Oc. Nu pot să te contrazic. Aici nu pot... Ai dreptate. N-am mai făcut nici așa de zi. 1.83 decent? Cam ăsta a fost apogeul acestui pe copări. De aici nu e, cum să zic. S-a plafonat. Nu mai. De aici nu mai... Mamă, dar ce prost merge. Al doilea megapack. Stați că avem un gold pack din ăsta. Nici nu mă uit, R9 Moments. Mamă, dacă îmi dă R9 Moments. Băi, eu n-am prins niciun icon anul ăsta. Știu Games of Radon și eu la mișto, bro. La modul serios. S-am flat placajul pe pachetele astea. Nu, eu, mă, eu sunt obișnuit. Deci eu anul ăsta n-am prins niciun icon. Niciun icon. Poate ar fi momentul eSports să facem o coreografie frumoasă acolo cu steluțe, cu artificii. Nu e o caut. E Borz, din nou. Decent. Ceva de 85. Belgian. Ce am e? Este un... N-ai Ingolan? El e. Azi e pe Italia. Azi e pe Italia. Primul a fost Vidal de la Inter. Acum n-ai Ingolan de la Cagliari. Și știm cu toții cine va urma din Italia. Este? Păi știm. Cine urmează din Italia? Băi, eu uzi din... Ce aia mea de Lebro? Că nu știu. Zici de Barcelona și PSG. Păi, cum să zic? Se vede că Barcelona nu a mai avut bani de investiții. Jucătorii care erau bună dată au îmbătrânit. Mulți s-au retras. Bonucci, auzi, la Andrei Oc. De ce sunteți răi și invidiați? Jumbo Rare Player Spec! Liniște. Medellin. Ia, workout. Hai mă cu informul ăla. Nu-i inform. Nici ai că nu e. Brazilia. Alisson, băga-mi așa. Măcar e tradable. Bă, mă, pute să fie, mă. Mă, dă-mă ceva, mă. Pică Meret. Cine e Meret? E inform? Eu, Gomez, 10K. M-a spart. Lucas Moura, 700 de coins. Acerbi, ăla care a chicat în cur cu Bayern, Alisson, transfer list, Sucek. Toți băieții ăștia să nu pot transfer list. Ăsta a fost locatul, dar cam de acum puteți și dacă e, că nu e, nu mai e. Adică, cum să vă zic, că practic, astea, pe curile astea de acum sunt degeaba. Noi, eu le deschid așa ca să vedeți voi. Dar nu mai e, că nu. Că am primit și inform și workout în același pack. Nu mai e, că nu mai. Eu îl deschid așa. Eu îl deschid numai ca să vedeți voi. Că nu pică, că nu uite. Eu v-am zis că atât, îl deschid ca să vedeți voi că nu mai pică nimic. Eu să fiu, sunt foarte mulțumit, taxi. Mamă, e workout, nu pot să cred. Inform, hai cu Portugalia dacă e. Mbappe. Seamănă, dar nu lăsa... Băi, seamănă cu Mbappe. În spatele lui. Fiți atenți aici. Neymar Gold. Atât vă zic.
M-a umplut de portari. Mi-a băgat portari și pe aici, și pe aici, și pe aici, și pe aici, și peste tot mi-a băgat portari. Peste tot mi-a băgat. Bine, mă, tot fac 100 de K din Alisson și din Ter Stegen, nu? Chiar mai mult, cred. Cât mai sunt ăștia? A, din Moldova. Păi și eu sunt din Moldova. Ce crezi? Mbappe după lună în Amsterdam. Nu-i trebuie o lună, o seară-i trebuie. Prin cartierul Red Light District. Știi ce zic? Hai mă că fac bani. Ai făcut 200 de K, serios? Hai să vedem, stați, duplicate. Că eu la... eu l-aveam pe Neymar deja în echipă și m-am gândit că mi l-a dat la duplicate. Știți ce zic? Ce dracu faceți chat? Aia atitudinea Dragoș Măgurean. Ce dracu faceți chat? Tot la FIFA, tot la FIFA. Hai pe Warzone, că e sezon nou. Două ultimate pack-uri. De aici, poate să-mi pice orice. Untradeable, nu mă interesează. R9 Moments untradeable. Vieira untradeable. Eusebio untradeable. Cine mai e untradeable? Cine mai e? Ronaldo în formă untradeable. Rashford untradeable, decent. Chiar și Varane untradeable, pentru că îl vând pe-al meu. Sau Van Dijk untradeable, pentru că îl vând pe-al meu. Oricum, să crească acolo bugetul echipei, să putem aduce și noi spuma în echipă, pentru că deocamdată echipa mea este o echipă slăbuță. Și pleacă primul ultimate pack. Bă, dar noi ne-am oprit la 36 de like-uri. Ce se întâmplă acolo? Hai. Back to back to back workout. Yanis, mori în praf, invidiațule. Bă, ăsta e Icon. Ăsta e Neymar. V-am zis că vine Neymar, mâncava-și gura voastră. Bă, eu știu că sunteți invidiați. Bine, bine, bine. Un pack opening decent. Așa da? Așa da? E-sports, îți faci treaba. Exact cum am vorbit. Bă, cine nu are FIFA să-și cumpere FIFA și să bage 12.000 de FIFA points. Instant. Cel mai bun joc, că mai avem un ultimate pack. Știți ce zic? Bine, da, nu mă. Cât mai e, mă, Neymar? 700 de K? Și Werner, dar nu mă interesează de Werner. Salut, Luffy, bine ai venit pe live. Fiți atenți aici, cum se procedează. Bam! Money in the bank. Bă, nici pentru Neymar nu apăsați butonul de like. Nu știu ce să vă mai fac. Sunteți incredibili, incredibili, incredibili. Bă, cădă echipament, auzi. Stai cu minte, mă. Eu știu că sunteți invidiați. Și știți ce vine acum, nu? Ronaldo. Că, pana mea, Neymar cu Ronaldo nu fac link. Și o să mă chinui să-i bag în aceeași echipă. O să mă chinui să-i bag în aceeași echipă. Stați așa. Stați așa. Luăm o pauză ca să păcălim pachetele. Să se mai ducă ruleta un pic. Aceasta este echipa mea în momentul de față. Neymar Andrei, după cum bă, mie îmi pare rău că pleacă Neymar ăla care avea o grămadă de performanțe la club. Dar e bun și ăsta, mă. Hai să-i băgăm frumos un Hunter. Nu asta e echipa mea, nu vă speriați. Fiți atenți, echipa mea. Dați că nu e asta. Și practic acum am cam vreun milion. Am cam un milion în momentul de față. Aceasta este echipa mea, dragii mei. Și aici vine nimeni altul decât Neymar Zitu. O echipă decentă. Ar merge aici. Deci ai tot Mbappe, că l-am cumpărat, că-s șmecher și-mi permit. Ia uite aici, contribuții. Te joci cu Mbappe, nu te joci, nu te joci. Deci. Îți rămâneam să descrii și la mine. Stai niște Luffy, te aștept când ai tu timp, săptămâna viitoare, săptămânile viitoare. Dacă crezi că-ți pot aduce norocul de care tu ai nevoie la club, te aștept. Deci, dragilor, un pic opening. Zic eu până acum decent. Mai avem un ultimate pack din care nu mai sper să pice nimic. Acum la modul serios. Pana mea, după Neymar, după Alisson, Ter Stegen. Chiar e... Cumpără vere Cancelo în form. Dă-l mă drecu pe Cancelo. Păi eu sunt om de Cancelo în form. Messi e untradeable și nu e pușcărie. Stai liniștit. Pot să-ți dau și eu doar rivals. E, deci, e ok. Poți să-mi dai, poți să-mi dai. Dacă vrei, te aștept pe share play. Și-a plecat ultimul pack. Ultimul ultimate pack. Ultimul ultimate. Hai cu workout, 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 workout. Nu e. Bine. Hai să... Mamă, ce e, mamă, e de la... Cam un bol. Bine, după Neymar, nu mă mai... Nu mă mai plâng, nu mă mai plâng.
Bro, e bun De Jong, crede-mă. E mic, dar îți faci treaba cu el. Ai ceva pe la duplicate, că parcă... Bă, ultimate pe Costa m-a ars un pic. Mi-a dat. A, bine că este tradable. Mi-a dat un pic ultimate pe Costa. Am luat Varane și Pogba nu a mai luat Kanté. Bro, cum crezi tu? Dacă tu te descurci mai bine cu ei... Eu zic că e un pack opening. Faci live mâine, cu siguranță. Cu siguranță, dragii mei. Aștia sunt de cu XL. Hai să punem și noi un pic pe transfer list. De ce avem cei pe care i-am prins astăzi. Ca să vedem și noi cum stăm cu bugetul la echipă. Îți dau să-mi deschizi un mid icon. Da, bro, dar eu zic să cerem un anumit număr de like-uri pentru un mid icon pack, dacă tot nu. Numai zic. Uite, mă, halor ăsta. 22. De acolo, nu? 22? 500? În listăm și noi pentru Lazy's la un 23. Că nu ne grăbim. A, uite-l. Nu-i bun Lazy's. De fapt, hai că... $22,500 îl punem. Bro, după live m-aș duce și pe mine pe echipă cu cele 7 gold. Bro, dacă îmi dai... să-ți deschid pachetele, te ajungi în timpul live-ului. Eu, la mine e știută chestia asta. A, mâine? Ok, bro. După două o să vedem cum facem. Nu știu dacă o să țin eu live-ul până după două, pentru că de obicei eu fac live dimineața, vinerea, ca să pot juca cât de cât la weekend league, că după două deja e teroare la mine cu conexiunea. Dar vedem. Ăsta cât e? Nu știu cât e. Hai să vedem cât e Neymar situ. 18k? Mamă, facem bani. Neymar Zid. Dar știți de ce mi-a picat Neymar gold azi? Ascultați-mă. Primul leak. Salut, Carmen Kindrich. Bine ai venit pe live. Primul leak din partea mea, da? Să nu ziceți că nu v-am zis. Promo de mâine îl va avea pe Neymar în el. 100%. Dacă nu e așa, fiți atenți. Cât mai e, mă, Neymar? Mai ieftin un pic. Mai ieftin. Am salutat Carmen Kindrich. Te-am salutat. Mai mult. Pe aici, 730. Ok, ok. 730, din ce am văzut, bro. Eu l-am cumpărat pentru 1 milion. Dar și-a făcut treaba. Și-a făcut treaba cu prisosință. Îți mulțumesc, Neymar. Stați un pic, înainte să-l vând. Contribuțiile lui la club. 1000 de meciuri. Ăsta a fost primul jucător pe care l-am cumpărat din cei de top. Neymar. 1000 de meciuri. 822 de goluri. 520 de asisturi. You served well, my friend. Goodbye. Băgați-mă piesa aia tristă de pe TikTok. Lai, 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 lai. S-a dus. Alisson, cât mai e, mă, Alisson? 80, 70, 60? Alisson Becker. Bă, apropo de asta, nu știu dacă știți, dar din păcate pentru Alisson, tatălui s-a necat săptămâna asta. Și a murit. Dumnezeu să-l ierte. Salut, Jonis, bine ai venit pe live. Ce PSN ai? Se drebră, exact cum sunt și pe YouTube. 70. 70 de K in the bank. Da, sunt la 7, da? Da, 70. Ter Stegen, cât mai e asta? Mai pui ieftinache un pic. Nimic, dar îți faci treaba cu el. Hai
că e pe acolo, și aici. Uite, putem să-i fac snipe-ul ăla. Chiar mă, putem să-i fac snipe, what the fuck? 68. Hai că tot. 69. 40 de like-uri, vă mulțumesc tuturor. Hai să creștem, încet, încet. Un 69-500? Se poate? 69-500. Uite, era un... Bă, se poate face snipe, mă, pe trește. Bine, snipe nu-l prinzi acum, că stau băieții pe el cu roboței de... E, cine a plecat? Alisson. N-a plecat încă Neymar. N-a plecat încă Neymar. Bă, era 69 era, mă. Am pierdut 3K. E prost, sunt. Sunt prost rău. Salut, Radu. Bine ai venit pe live. Hai să-i listăm și pe ăștia. Îi listăm? O să-i listez? Uite, Mendy. Cât e Mendy? Bă, dar mai degrabă intru pe Footbin. Mii. 14.000. Ok. Era și un Joe Gomez, dacă nu mă înșel. Pe aici. Tot 10K e? Ia să vedem. Nu stau. Gomez. Joe Gomez. 10K. Nimic, dar îți faci treaba cu el. You? Aie. Ce mă enervează bug-ul ăsta, mă? Ce mai avem pe aici? Henderson. $26,500. Bine. Sar ăsta, a zis cineva, parcă că e 18K, nu? Să mai la Sarri, să vedem mai. 18.500 chiar spre 19.000. Hop, așa. Punem la 19, că o să se agațe cineva de el într-un final. Mamă, dar când pleacă Neymar, atunci se umple, se umplu conturile. Salut, Lucian Dobre, bine ai venit pe live. Salut, Darius, bine ați venit pe live tuturor. 45 de like-uri, vă mulțumesc că... Eu, da, 18K. Ai jucat vreodată PES? Da, am jucat anul trecut. Hai să ne și Alderweireld cât e. Thomas Alderweireld. 15.500. El era 19.000, mă. Trebuia să-l vând ieri. Și Stefan ăsta, cred că e Quicksand. A, 13K. Iago Aspas. Bun. Deocamdată a plecat Neymar. A plecat Neymar, fraților. A plecat Neymar. Ce părere ai, FIFA sau PES? FIFA, deocamdată. PES încă nu are un gameplay care să se poată bată cu FIFA, na. E un pic complicat. E un pic complicat. A plecat Ney. A plecat, din păcate. E la revedere. Mai trebuie să plece și ăștia doi. Deci avem 1.200.000. 1.200.000 și echipa asta. Ce am putea face noi cu 1.200.000 la echipa asta? Bă, deci am wingerii. Am trei de bă la amândoi din Ultimate Pack-uri. Și ăsta tot din Ultimate Pack. Și ăsta tot din Ultimate Pack. Mă bucur. A venit milionul, da, gata. Bun. Salut, salut Titu, bine ai venit pe live. Schimbă De Jong, nu mă mai bate la cap cu De Jong. Deocamdată n-am bani. Dacă îl schimb pe De Jong, îl schimb cu Vieira. Și n-am bani de Vieira. Bruno Totti cât mai costă? 4-5 milioane. 4 milioane cred că e, pe acolo. Dar am Bruno de 92, n-are rost. Tocmai l-am avut pe Bruno Totti și l-am dat ca să-l iau pe ăsta.
Păi singurul bun acolo e Vieira, mă, și n-am bani de Vieira. Hai să fac o postare pe comunitate pentru membrii, unde să vă fac review. 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 O să scriu așa, review după Nei. Ca să știți și voi despre ce e vorba. Postează. Varane în form. Vinde-l. Dar de unghi untradeable, n-am cum să-l vând. Varane în form. Eu mă gândeam, vă zic pe aia dreaptă, planul meu era să strâng bani și să-l cumpăr pe Van Dijk Totti, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult Van Dijk Totti. Iar foarte mult. Ia Varane ăla de 88. Care? Ăla de la UCL? N-am bani, e 1.800.000. Mai e nevoie de... Da, Messi untradeable. Bă, cred că mai strâng bani și iau Van Dijk Totti. Gata, am pus ok. Ok, Marco. Este timp. Aici până la 11, nu? Trebuie să mut ecranul. Azi, că văd eu ce fac. Bă, vedeți ce înseamnă să nu mai joci atât de mult? Începe să-ți crească norocul la pachete. Bine, EA Sports. Păi a crescut pentru că a bătut Realul aseară, bro. Ăla e card live. Dacă Realul trece mai departe, va crește și cardul, va primi upgrade. Mă înțelegeți? Hai să schimbăm un pic. Face cum joacă Juventus. Bă, că e contra lui Porto, a luat bătaie, nu? Nu poți să zici despre echipă care ia bătaie cu practic cel mai bun jucător din lume în echipă, că practic așa zic ei, că joacă foarte bine, nu? Mă zic. Hai să vedem postarea pe comunitate. Mutăm aici. Mutăm și ecranul. Asta e, nu, asta, asta e. Te faci de râs. Îți mulțumesc, Mihai. Este pe acolo, Mihai. Dar știi, eu vă zic ce face Mihai acum. E pe stream-ul lui Moșu, basic. Că el îi dă pachetele lui Moșu. La mine a intrat numai să zică că mă fac de râs. Îți mulțumesc, Mihai. Bro, eu nu pot da share play de la net. Păi de ce nu poți da? Cât de prost e netul tău? Oricât de prost ar fi netul, tot merge, cred. Cât de cât. Sau tu vrei pentru review? Păi pentru review pui echipa, o faci pe Footbin, bro, și îmi trimiți link-ul, pui acolo pe postare, nu trebuie să-mi dai share play. Ronaldo sau Messi, ambii. Ambii pentru mine. 50 de like-uri, vă mulțumesc tuturor. Hai să vedem review pentru Marco. Ai văzut ce ți-am scris pe... N-am văzut, Rudy, n-am avut când, bro, că am pregătit live-ul. O să mă uit după live. N-am văzut, n-am apucat să văd. Ia să vedem echipa lui Marco. Ce buget ai, Marco? 1.000.000. 1.000.000! Bro, singura schimbare pe care o văd eu... De 1.000.000, atenție, de 1.000.000 la tine, poți să faci așa. Nu Rashford, nu, fără Rashford. Îl muți pe ăsta aici. Să stai un pic, că nu ți ajunge. Ăsta cât e? Ăsta e foarte bun. Altă formulă, hai să vedem într-un 4-2-2-2. Mă gândeam la Neymar sau Mbappé, dar Neymar nu-ți va sta în full chem, asta e problema. Că l-ai pe San Maximum. San Maximum ăsta aici. Trebuie să mă gândesc. Ce formă ziceai tu că uite, parcă 4-5-1, nu? Mbappé, da, păi Mbappé ar fi mai ușor de băgat în echipă. A, l-ai rezervat pe Mbappé? A, l-ai deja. Păi cum să...
Hai să vedem dacă îl poți integra, bro. Asta e un pic, tu l-ai pe Mbappe. Bă, mic. Tu joci 4-5-1, nu? Nu-ți trebuie, bro, 3 defensivi. Scoate-l dracu pe Petit. Pe Petit să-l scoți. Pe Petit. Că-i slăbuț. Îl baci pe Mbappe, că l-ai deja. Îl muți pe Bamba aici. Aici aduci Neymar. Ăștia stau așa, ăsta stă în 8. Ăsta și ăsta în 8. Că nu... Atunci putem face așa. Nu stă ăsta. Stă în 5. Cap de ăsta. Și ce ne va să aducă el aici? Păi Davis stă în 8. Bă, e Davis. Davis poate să stea și în 5. Salut, Gentle Hit. Bine ai venit pe live. Mbappe, cred că l-are untradeable, mă, pe ăsta, dacă îl ținea pe banca de rezerve. Eu așa mă gândesc. Dar de ce nu-ți place Marco? De ce nu-ți place Rashford? Salut, Raul, bine ai venit pe live. Păi stai un pic, că lui nu-i place Rashford, mă, de asta a zis nu Rashford. Păi îl puneam, vă dați seama, direct Rashford aici. Dar a zis că nu-i place Rashford. Deși e singura și cea mai bună variantă. A, îți place, dar a zis nu Rashford. A, Rashford nu am. Nu am Rashford, gata, am înțeles. Păi, bro, ai 1 milion, nu? Bamba, e 500.000. Sau a fost SBC ăsta, că nu mai știu. Nu, e tradable, nu? Ăsta parcă a fost SBC, da. Ăsta e 500.000, cu 1 milion, faci 1,5 milioane. Ronaldo, păi nici nu mai e valabilă la SBC. Faci 1,5 milioane. Pe Mbappe l-ai deja, ăsta e 700.000. Îți mai rămân 800.000. Hai să găsim o variantă lui Rashford în 800.000. Care e cea mai ieftină? Uite, Rashford de 86. Dar nu, ăsta e striker, nu-i combinație. Dar nu mai trebuie vreo 300.000 până ăsta. Crezi că mai reușești să faci vreo 300.000 să-l pui pe ăsta? Dacă nu, până faci bani de ăsta, poți să le iei pe la gold, până faci bani de ăsta. Știi ce zic? Și îl joci off-cam. Și echipa e... Ăsta e nopti, e tanchetă, n-ai treabă cu el. Eu așa zic, să le iei pe la gold, până faci bani de ăsta. Mai faci 300.000 și le iei pe ăsta. Știi, știi că te faci de râs? Mihai, dragul meu, sunt foarte conștient de faptul că mă fac de râs. De asta am și pornit astăzi acest livestream. Ăsta, băi, când m-am trezit de dimineață, am zis, simt în adâncul inimii mele că vreau să mă fac de râs. Iată că am reușit. Vezi că mi-a picat Neymar, Mihai, azi, nu mă zic. Eu așa zic să o faci, echipa e mult mai bună, bro, decât cu Petit. Eu știu că tu joci 4-5-1, dar îl pui pe Kante închizător, tu ai zis că joci 4-5-1 ăsta ofensiv, nu? Ăsta ești tu că-l joci, nu? Uite așa, îl pui pe Kante aici. Neymar striker la jucă. Nu, Sam Maximin striker în formula asta. Bruno aici, Mbappe aici. Sau Rashford striker. Cu cine jucă eu striker, mă? Eu cred că așa jucau. Cred că așa. Și ăsta îi dai comeback on defense. Și când te aperi, va deveni cumva așa. Ăștia la fel comeback on defense. Și ăștia o să-ți rămână ofensivi. Deși dacă mă întreb pe mine, la stilul meu de joc, a juca așa, cu ăștia doi în atac, știi? Vârfuri. Pentru că sunt mici și agili. Apărarea cum e top, mă. Walker și Desai sunt foarte buni. Eu am jucat cu Desai Prime și mi s-a părut la nivelul lui Van Dijk tot. Deci mi s-a părut genial. Dacă pică Ronaldo, îmi dai contul tot de FIFA? Păi ce Ronaldo să pice? Că nu mai am pecuri. Nu știu la ce te referi, bro. Chiar nu știu. Eu așa jucau. Decât să am și Petit, să am și Kante. Plus că Kante și Petit ambii sunt închizători și nu pot juca niciunul dintre ei pe poziția de CM. Eu, acum ți-am dat cea mai bună variantă pe care ai putea tu să o faci pentru tine și pentru sufletul tău. Tu alegi. Tu alegi. Hai să vedem. De Bruyne la construcție sau Davies? Depinde pe cine ai acum. Ia să vedem. Ohoho, avem băieții. Sebastian, hai să vedem. Hai să deschizi și la mine
Pecuri. Păi dăm și... Mi-ai dat invite în party? Ia să vedem. Cream că mai e pachete, nu mai. A, n-ai pe niciunul și vrei să cumperi pe cineva. Bă, sincer, cred că l-aș lua. Salut. Salut, Mario. Cred că l-aș lua pe Davis eu. Dacă ai putea să-l pui gen în full cam și să-l urci după minutul 1, cred că pe el l-aș lua. Acum nu știu. Avem și o cerere de prietenie. Mamă, ce greu se mișcă. Te pup, Marco. Mersi că ești membru la mine pe canal. Îți foarte mulțumesc. Cine a mai plecat de la club? Cine a mai plecat? Mendy? Mendy? Am un milion de ajute și nu știu ce să fac cu ei. Cine? Care e Liviu? Luffy, tu ești? Un milion de... Da, Luffy, el e. Am un milion de ajute și nu știu ce să fac cu ei. Nu știu ce să fac cu ei. Ce pecuri ai? Le-ai pe toate? Hai că vedem imediat. Hai cu șerpele și nu uita să-mi dai și controllerul, bro. Doamne aștept să prindem ceva bun. Să se îndure zeii EA Sports de noi. Maradona sau Pele? Mamă, cum ar fi să-i prindem Pele? Prime. Pele Prime aș vrea să-l prindem. Vedem? Îmi spuneți dacă se aude muzica bine. N-au mai fost probleme azi gen să mă aud întrerupt, nu? Bro, dar știi, Luffy, dai shareplay sau nu? Nu cred că lasă mă să dea shareplay, fiți atenți. Dar ce netare, mă? Mă, dar ce internet ai, bro? Lasă, bro, deschide tu acolo. Doamne, aștept să-ți pice ceva bun. Deschide tu, dacă nu poți să-mi dai. Telecom, păi? Stai la sat, nu ai fibră. E de ăla DSL sau cum aia se cheamă. Hai să continuăm cu... Sebastian, ești pe aici, bro? Mamă, echipă bună. Bă, dar n-ați scris niciunul un buget, o treabă. A, de asta. Păcat. Lasă, doamne, ăștia să-ți pice ție ceva bun. Să ne zici și nouă dacă-ți pică ceva bun. Ia vedeți, mă, pe clac. Salut, Andrei, bine ai venit pe live. Sebastian Șomlea, dragul meu, ești pe aici? Bă, nu răspunde, mă. Oricum n-am ce să-i zic la echipa asta, că e foarte bună. 422, buget 600 de K. Păi în 600 de K. Ăsta e tradable? Că nu mi-ai bifat, ce e tradable, untradable. Ăsta e tradable sau untradable, bro? Așteptăm să ne răspundă. Face combinația asta. Bam. Dacă e tradable, că ai face bani perfect. A, n-ai face bani perfect, pardon. Ăsta e striker în continuare. Nu ți ajung banii. Pun la untradable. Cum mă, tu ai Neymar și Mbappé untradable și Siena untradable? Și Rhys James untradable? Păi tu nu știi că asta e live de ghinioniști? Dar n-ai, bro, n-ai ce să faci cu 600 de K.
Deci cum aveai tu echipa înainte? Dacă l-ai pe ăla, la Utaro, untradeable, mai joacă-l. Pana mea, deși nu e... Așa ai fi putut să-l joci măcar pe ăsta în 10, știi? Dacă puneai gen Rashford aici. Eu la asta mă uitam. Să-l joci măcar pe unul din ei în 10, să nu fie și Ronaldo și el în 8. Mă înțelegi? Măcar era asta în 10. Acum nu știu. Nu prea ai, oricum nu prea ai ce să faci cu banii ăia. Cu 600 de, că ai văzut, am 1.200.000 și nu... echipele noastre sunt cam la fel. Cam la fel, numai că tu ai Sien și Lautaro, știi? Și ăsta e în form, na. Și ai văzut că eu cu 1.200.000 nu fac nimic la ea. Aștept să mai strâng bani. Uitându-mă la echipa ta, acum n-aș face nimic cu banii ăia. Cristiano, nu știu nu a venit, dar am încredere. Bă, dacă îmi zici că ăștia toți sunt antrenori, bă, e posibil să vină și Cristiano. Și Varan roșu și mamă, nu pot să cred. Salah, nu e foarte bun Salah. Nu e atât de bun. Eu zic să mai strângi bani, Sebastian. Te felicit pentru echipă și pentru peclacul tău, că rar vezi așa peclac. Dar eu zic să mai strângi bani în momentul ăsta. Lasă echipa așa cum e. Bun. Vezi ce poate... Să vedem, poate bagă mâine seară ceva la promo ăla What If și poate găsim completări pentru echipe. Vedem săptămâna viitoare, vorbim despre ele. Nu? Eu așa zic. Gentle Hit, ești pe aici, bro? Am și Pogba 88. Nu e, mă, Pogba nu mai e așa bun. Și că la Sengan. Hai să vedem ce zice. Ce buget ai, bro? Ma buget 200 de ca. Vrei să fiu sincer sau să fiu diplomat? Pentru timpul ăsta al jocului, echipa e un pic slabă, bro. Să zic pe aia dreaptă. Pentru timpul ăsta al jocului, echipa e un pic slabă. Da, ce poți face tu în continuare este să îl scoți pe Gomez din echipă. Să îl scoți pe Hernandez. Asta e untradeable. Un pic îmi dă de gândit. Pentru că ți-aș fi putut pune pe Varan aici. Rafa. Da, bă. Ce naiba nu merge? Rafa Vahan. Doar că ți-a stat în 8. Și ți-l-aș fi pus pe Mendy aici ca să-ți stea în 10. Știi ce vreau să zic? Seara e Tudor live. Știu. L-ai putea sacrifica pe Pope și să-l pui pe Areola. Dar Pope e foarte bun. Trebuie să scriu numele complet? A, nici așa nu stă. Nu, deci Pope. Cred că în ultimă instanță. Da, dar Lunin ăla nu-i dă oricum lui... Îi dă? Nu e la Juve, mă, Lunin? A, e la Real, mă? A, ălălalt e la Juve, mă. Cum dracu-l cheamă? Cum-l cheamă pe ăla de la Juve? Unde, review-urile sunt doar pentru membri și donatori, Darius. Cum îl cheamă pe ăla de la Juve? Ăla, Kulusevski, așa. Dar la untradeable pe Lunin? A, bine, 37 de cap. Dar merge combinația. Ai bani. Eu asta aș face. Salut, Adrian, bine ai venit pe live. Sunt foarte bine, mi-a picat Neymar. Sunt foarte, 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 foarte fericit. Salut, Extra DMG, bine ai venit pe live. Sunt foarte fericit că mi-a picat Neymar Gold încă o dată. Da, e chiar ieftin, e chiar ieftin. Dar eu zic să... Lunin, Varan, combinații, frumos, ăsta e în buget. Mergem mai departe. Cristi Marin, azi iau Robertson, dar Robertson e slab, nu știu de ce l-ai luat pe Robertson. Hai să vedem echipa. 4-4-2.
Presupun că vrei să le iei pentru chemistry aici. Cristi Marin, ești pe aici, bro? Chiar vreau să văd cum ai... Să ai la o poză pentru story? Gata. Pune-și tu o pauză. Ok. Îți rămân 50 de K. Ești conștient că 50 de K nu prea ai ce să faci cu ei. Ăsta e 500 de K. Eu, sincer, am Zanetti Baby. Eu te întreb, capi fratele meu, te întreb, merită să bagi 500 de K într-un left back? Nu știu. Te întreb, pentru că și eu am 1 milion. Și am left back și right back de 15K împreună. 15K costă împreună atât. 15K. Și crede-mă că îmi fac treaba cu ei. Cât scoți la weekend league, Cristi? Poate iubi și la oamenii de rând? Radu, fac doar membrilor și donatorilor, bro. Îmi place că și tu ai avut noroc la jucători în tradeable. Pele, Garincea, Mbappe, Rashford. Gold 3 sau Gold 2? Nu prea am ce să fac altceva cu banii. Păi dacă tu faci Gold 3 sau Gold 2, îți zic eu că poziția de left back e ultima poziție în care tu trebuie să bagi banii ăștia. Nu merită. Eu zic să-i strângi. Strângi, frumos, chipzuiești și ți-ai ceva bun. Deocamdată echipa ta e foarte bună. Nu pot să zic, nu. Curtis Jones e foarte bun. Doar că Rooney nu va mai fi mult timp. Înțelegi? Eu presupun că joci cu Curtis Jones și Rooney la mijloc. Rooney nu va mai fi mult timp. Rooney. Care na, e folosit acum de toți. Și îți va trebui ceva mai bun acolo. Robertson se va deprecia. Vei pierde foarte mulți bani la el. Și vei pierde bani aiurea. Ține-i pe bară pentru că echipa... Ai zis că ai Zanetti Baby, nu? În locul ăsta. Presupun că l-ai și untradeable. Dă-i naibii un shadow lui ăsta și lasă echipa așa. Strânge banii, pentru că banii nu se depreciază. Înțelegi? E ca în viață. Banii sunt singurii care nu-și pierd valoarea. În rest, toate chestiile se depreciază odată cu timp. E ca în viață. Păstrează banii. Echipa e bombă pentru momentul ăsta al jocului. E chiar bombă. Și tu scoți doar gol 3 sau gol 2, deci... Probabil ai avut mare noroc la pachete că... Sau faci trading? Dar nu cred că sunt toți untradeable. N-ai ce trading să faci. Nu, păstrează banii. Ce va apărea mâine? Un promo numit What If. Așa se numește. Se investească. Bro, de anul trecut, nu știu, și Moș o zice pe live-urile lui, cei de la eSports au angajat un trader profesionist care se ocupă de market. Și investițiile sunt foarte imprevizibile în perioada asta. Chiar dacă e greu de investit, eu, ce pot să vă zic eu acum este că nu e bine să faci investiții în momentul ăsta al jocului, pentru că piața e deja foarte sus. E foarte sus piața. N-ai pentru ce să investești. Doar dacă, să zicem, mâine bagă al doilea set de Icon Swaps, de Icon Moments, pardon, și odată cu ei vedem și un SBC foarte bun, gen un Vieira sau un Gullit sau un Rio Ferdinand Prime la SBC și vor crește fodării, gen jucătorii, da, ați înțeles voi, fodării, jucătorii pentru SBC-uri. Dar nu știi, nu știi, nu se zvonește nimic în legătură cu asta și e riscant. Trecem mai departe. Părere gol Giroud, bă, foarte frumos golul. Nu prea le dă el. Știi, nu e un jucător atât de meam să zici, dar și când le dă. Și când le dă, le dă, tată. Hai să vedem Luffy. Nu mai am buget, gestii pentru viitor. Neața Monacai, bine ai venit pe live. Băi, Luffy... Primele schimbări pe care le-aș face eu în echipa ta ar fi Van Dijk și Kanté. Van Dijk și Kanté, bro. Aici.
Cum naiba e greu, eu săptămâna trecută am băgat 4 milioane în Carvajal și am făcut 1 milion profit în 2 zile. Bro, tu ai băgat 4 milioane, dar el are 500 de K. Mă înțelegi ce vreau să zic? El are 500 de K, cât poate să scoată? 50 de K? În jucători, mai degrabă bag în consum... Ce consumabile făceam eu? Ce mec am? Cu alea am făcut eu? Sau cam ce mec? Nu mai știu cu care. 1100 de K nu mi se par mulți. Îți zic sincer, Florin. De dacă mă bag acum pe trading, îți fac între 3400 de K pe zi lejer. Dar nu mai am chef de joc. Nu mă mai atrage FIFA, eu joc cu Warzone. A apărut și sezonul 2, au venit zombie pe mapă. Câți Ronaldo ai prins? Pe toți. Bă, toți aici sunt. Dacă nu mai vedeți și Ronald la alți youtuberi, să știți că la mine au fost toți. De saca ăla din Gold Pack, ce zici? Bă, noroc mare, dacă văd că ai și Mbappé în tradable și Ben Yedder și Rashford în tradable, înseamnă că ai Peclac și tu. Foarte, foarte mare. Foarte, foarte mare. Îl punem francez în locul Rashford, face cu toți schema. Păi n-are ce francez. Bamba ăla e, da. Lasă-l pe Rashford. Lasă-l pe Rashford din 8, că Bamba e degeaba. Mai ești 500 de rec. Trebuia să ai echipă de 10 milioane cel puțin. Cred că Doti nu știe ce echipă am eu, fraților. Stați așa. Am terminat cu review-urile, văd că n-am mai pus niciun membru. Haideți să-i arătăm echipa mea lui Doti. Pentru că se pare că Doti nu știe ce echipă am eu. Dragul meu, cu toate că nu am mai făcut trading de vreo 2 luni, aproape 3, iată echipa mea. Uite, Doti. Și mai am și 1 milion pe bară. Și n-am mai făcut trading de 3 luni. Da, 2-3 luni, cam așa. Asta e echipa mea. De acum 3 luni. Asta e echipa de cel puțin 10 bețe. Păi tati, Mbappé 7.400.000. Un pic de matematică, rapidă. 7.400.000, 1.100.000 cred că e ăsta, nu? 8.500.000. Neymar, 700.000. 9.200.000. Bruno, 1.200.000, 10.400.000. Messi, 300.000, 10.700.000. Varane, 100.000, 10.800.000. 100.000, 10.900.000. Cu Bruno, ăsta bine, ăsta e untradeable, pana mea, nu se pune. Cam pe acolo, 10-11.000.000 în echipă. Nu mă zic. Și mai am și 1.400.000 pe bară. 200, pardon. Mai am și 1.200.000 pe bară. Bă, nu mai știu eu matematică. Stați că o punem pe Footbin. O punem pe Footbin. Păi cum? Ei, păi se poate, domnule. Trebuie să convingem ăștia, spectatorii noștri, că ce spunem noi este adevărat. Mbappé, da? Mbappé toti. 7.339.000. Mendy. Varane. Gold. Van Dijk. Gold. Temedul ăsta e nesemnificativ. 7K. Bruno. De 92. Cristiano. Messi. Alisson. Dragul meu, țin să te anunț, spor la dentist, bro. Dragul meu, Doti. Păi eu n-am mai făcut trading, Doti. Doti, eu n-am mai făcut trading de 3 luni. Tu nu înțelegi? Dacă nu prindeai Bruno, Doti nu mai avea echipa asta, bro. Păi eu n-am mai făcut trading. Chiar dacă nu prindeam Bruno și eu continuam cu trading-ul pe care... Băi, fraților, deci eu în prima lună de joc... Care prima lună? Mai puțin de o lună. Eu am avut Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar. Din trading, fără niciun ban băgat. Echipa mea este 11 milioane acum.
Eu n-am mai făcut trading de 3 luni. Eu am zis că dacă mă apuc acum de trading, fac 3-400K. Bro, am zis dacă mă apuc. Și da, am făcut 3-400K pe zi la început de joc. Tu de fapt n-ai făcut trade, cum zici tu, că de fapt de 3 luni și puțin e jocul. Doti, n-ai fost pe live, bro, n-ai fost pe live-urile mele de la început. Toți băieții care au fost de la început pe live știu că făceam trade. Știu cum veneau jucătorii la echipă. Și dacă e mult 400K pe zi, ce zici că e mult că fac eu 400K pe zi, uită-te la Nicru Underfoot Market, care e top, și face într-o seară, 1.000.000, 2. Lejer. 3, dacă se pune. Dar nu e, bro, Monacai, vreau să-i arăt că poate omul crede că pana mea am cumpărat coins sau am făcut dracu, cine știe ce. Voi care sunteți pe live de la început, mă știți pe mine, ce echipă am avut anul trecut, ce echipă am avut la FIFA 19, toate, fără un FIFA point băgat. Știți cum a fost echipa mea la început de joc? Gen peste, în afară de ăștia care se băteau la regionale și aveau Gullit în echipă. Deci... Eu aveam toată echipa celor de la regionale în afară de Gullit. Că n-aveam bani de Gullit, că ei au băgat în FIFA Points de 4-5.000 de euro. Dar nu e, mă, Axi, vreau să-i demonstrez omului că se poate. Vreau să-i demonstrez omului că se poate. Eu n-am mai făcut trade de 3 luni, crede-mă. Nu de, bă, ce e? Bă, da, mă, de 3 luni, că eu în decembrie n-am făcut live deloc. Deci eu de când am mai făcut live-uri, eu n-am mai făcut nici trade. Că n-am mai avut chef de FIFA. 3 luni am, mă, că e 25 februarie. Decembrie, ianuarie, februarie, ești nebun. 3 luni am de când am făcut trading. Salut, Ciruni, bine ai venit pe live. 3 luni am de când am făcut trading. Hai să ne mai căcăm pe noi, că cine a fost pe live de la început știe prea bine cum am făcut echipa asta. Chiar am tras la început de joc, chiar am tras. Joci la Weekend League-ul ăsta? Normal. N-am ratat niciun Weekend League. Jucăm, vedem cât facem. Probabil vreau să încerc tot Gold 1, dar dacă n-am chef, o să fac Gold 3, văd eu. A picat ceva? Da, mi-a picat Neymar în tradeable. Mi-a picat Neymar în tradeable și Alisson și Ter Stegen. Gold. Tradeable. Și am vândut. Și am făcut bani. Hai să vedem ce transfer profitam. Bine, am pierdut foarte mult acum cu Neymar ăsta, că eu l-am luat pe 1.000.000 și l-am vândut pe 700K. Deci mi-a scăzut 400K din prima la ăsta, transfer profitul. Da, chiar foarte bine. Trebuie să fii idiot să nu faci coins în jocul ăsta. Bă, e foarte ușor de făcut, chiar dacă nu știi trading la nivelul ăla mare și nu... Eu nu sunt genul care să țină bani pe bară și să investească, Florin. Poate n-ai fost pe live-ul meu de la început de joc. Eu cum făceam bani de Neymar, luam pe Neymar. Cum făceam bani de Mbappé, luam pe Mbappé. Nu strângeam bani să stau să investesc. Eu am transfer profitul ăsta de 11 milioane și v-am zis, eu de 3 luni n-am mai făcut. Simplu. Eu la începutul jocului am deschis pachetele de 3 milioane și am echipă full untradeable de 8 milioane. Ai băgat FIFA points? Ai băgat FIFA points, bro? Să vedem dacă mai lăsa vreun membru echipa la review. Dacă nu, ne pregătim să închidem. Să mă bag și eu să mai lucrez la swap-uri, la astea, că poate mâine la promo am ăla 83 ori 25 plus. Să deschid mâine seară la promo. Poate îmi pică ceva de acolo. Faci un review la echipa mea? Da, mă, Dragoș, că știu că tu ești. Dar, Dragoș, știi cum facem? Că tu ai avut membership și știu că probabil o să-ți mai iei. Îmi dai mesaj pe Insta și vorbim după live. Pentru că în momentul ăsta tu nu ai membership și nu e corect. Știi ce zic? Îmi dai un mesaj pe Insta și vorbim după. Exact, coins se pot face foarte repede, mai ales dacă ai bani mulți de investit. Depinde, mai ales dacă știi că vin niște SBC-uri. Uite, săptămâna trecută ce zici tu, Florin, că ai făcut foarte mult cu Carvajal, ești conștient că prețurile au crescut foarte tare, că au venit icon swap-urile, prime icon... Uite că și-a luat membership, gata, a rezolvat-o, da. Salut, Răzvan, bine ai venit pe live. Știi că a venit prime or mid la SBC, nu, dacă nu mă înșel, și mid upgrade. Și normal că ai făcut o grămadă de bani cu Carvajal.
în contextul ăla. Dar acum, Carvajal e deja sus. Dacă nu bagă ceva mâine, nu mai are unde să crească. E plafonat. Dar e sus. Hai, pune echipa pe comunitate, că și-a luat membership Dragoș Măgurean. Băi, nu se mai poate, mă, cu membrii ăștia. Nu se mai poate cu membrii ăștia. Are sigla de 6 luni, Dragoș. Mersi mult de membership, bro. Hai, bagă echipa aici. Trebuie să fii înaintea jocului, clar. Hai că te las. Spor la ore, Luffy. Spor la ore, bro. 64 de like-uri, vă mulțumesc tuturor. Dacă închidem live-ul cu 70, sunt mulți. Sunt mulțumit. Într-o asemenea zi de joi, o zi matinală, în care mai sunt și alți YouTuber live, hai să fim serioși, care adună mult mai mulți oameni decât mine pe live, pentru că eu nu strânesc un asemenea interes cum o fac ei, păi eu zic că e decent. Trade-ul nu-i greu, dacă înțelegi câteva principii, dacă înțelegi de ce cresc jucătorii, de ce fluctuează prețurile, când scad, când cresc, nu e greu. Doar că sunt și momente, Florin, trebuie să recunoști, când traderul ăla mare de la EA Sports te-o dă peste nas. Aștept să apară ceva, nu mai apare, îți strântește deodată un SPC care îți bagă un market crash. Mai e și școală, da. Exact, dacă cumperi când e supply, faci bani din orice. Uite, cum e azi, de exemplu, pentru cei cu un buget restrâns, pentru că s-au deschis o grămadă de pachete, puteți merge pe consumabile pe care să le vindeți mâine, când oamenii și alcătuiesc echipele de Weekend League și au nevoie de un position change, de un chemistry style. De atât, că nu mai sunt squad fitness-uri. Gata, șefule. Șeful. A pus șeful link-ul. 5-3-2. Jucător pro. Jucător pro. 5-3-2. Buget 300.000. E normal. Păi și cei care joacă la bursă riscă, bro. Și cei care investesc în Bitcoin riscă. Dar păi noi care investim într-un căcan de joc. Normal că și noi riscăm. 300.000 buget. Ăsta e untradeable. Chimicea untradeable, bro. Că nu mi-ai pus ce ai untradeable pe aici. A, nu vedeți. Stați așa că... Gat. Stați că... Chimicea untradeable. Gata, mă, gata. Am pus scena. Calmați-vă. Calmate, Rodrigo. Santiago. Eu sunt embarasada. Tot am trăit, mai puțin în sinie. Ai complicat foarte tare echipa și cred că ești conștient de lucrul ăsta. Guardiola, din păcate, nu poți să-l joci, bro. Aici, n-ai cum să-l joci aici. Romero ăsta arată recent, nici nu știam. Merge, juca, stă în 10 oricum aici. Mă gândeam așa. Pentru că n-ai ce să faci cu ăsta aici, crede-mă, cu Guardiola. 300.000 ai zis că ai, nu? Van Dijk cu Alisson. Stă în 10, în 10. Stă ăsta în 8. Dar oricum ar merge și cu ăsta în 8. Da, știu, sunt mulți băieți care fac 3 doar cu silver. Se pricep acolo pe bronze, silver. Dar eu nu m-am băgat niciodată în zona aia. Am Varan în club, dacă te ajută. Ai, și Varan? Nu mă ajută. Nu mă ajută pentru că ai complicat foarte mult echipa aici. Ai complicat-o cu draci, nu că... În 300.000... Insigne e tradeable aici, nu? Cât este, mă? 148.000 Knights. Asta aș face eu, în bugetul pe care l-ai tu. E clar că și Varan merită jucat. Dar asta ar însemna să scoți ăsta. Și tu ce ai zis? Toți untradeable. Ăsta e untradeable, ăsta e untradeable, ăsta e SBC. Dar și ăsta parcă nu știu. Dar nu mai știu. Da, a fost SBC și ăsta, așa e. Creier.
Ai făcut o grămadă de SBC-uri și ăsta e SBC, nu? Da. Bine, Kleiber, bă, dintre toți pe care i-ai tu aici, de la SBC, Kleiber e singurul care merită făcut. Kleiber e singurul care merită făcut, eu zic sincer. Silver e cea mai bună metodă. Bă, singura metodă pe care o știu eu la Silver. Acum, singura chestie pe care o știu eu, că nu știu de ce crezi Silverii, că ce SBC-uri au, că nu urmăresc, n-am mai urmărit, ți-am zis, că n-am mai făcut training. Nu mă mai atrage atât de mult FIFA, nu mai joc anul trecut. Că anul trecut aveam 3 meciuri, 3000 de meciuri pe vremea asta, acum am 1000. Eu atâta știu. Pe care Silver îl văd că e un pic mai scump, îi caut pe aia care merg la bid, că nu prea se bagă lumea pe biduri la Silver. Păi, și-am mai prins, am avut o zi în care am făcut pe Silver, mărturisesc și eu treaba asta. Am prins Silver care se dădea la 2-3K și prindeam la 3-400 de coins și așa am făcut bani pe ei. Dar nu știu exact mai mult de atât. Asta e metoda mea la Silver. 200 de meciuri, 434 de goluri. Politano? Da, Politano și anul trecut a fost foarte bun. Bă, fiecare jucător e bun dacă știi să joci cu el. Și care e faza, Dragoș? Ție ți se pare Politano foarte bun și probabil pentru că joci, nu cred că ești în divizia 1 și nici nu ai termen de comparație. Nu ai jucat cu Neymar, Mbappé, Ronaldo. Știi ce zic? De asta zic. Dar e bun. E mic, dar îți faci treaba cu el. Eu asta aș face, bro, cu 300 de K. Hai să vedem dacă mai pus cineva. Divizia 3. Nu ești în divizia 1, asta zic. Anul ăsta și în divizia 1 e destul de ușor. Eu nu mai joc atât de bine și merge bine în divizia 1. Jocul devine greu de la 2000 skill rating în sus. În divizia, chiar și în divizia 1, la 1000, uite, acum am 1945, dacă nu mă înșel. Nu sunt buni adversarii. Jocul devine greu de la 2000 și ceva în sus. Pune echipa de FIFA Mobile, dar eu știu FIFA Mobile, bro. N-am jucat niciodată. Nu mă pricep la FIFA Mobile. Praf. Salut, Pac, bine ai venit pe live. 69 de like-uri. O cifră cu dublu sens. Dublu sens. West Brom, Silver Striker, ce beci. A, presupun că tu iei pentru ligi, nu? Pentru ligi. Rashford din form, ți-a picat? Bine! Și eu mă credeam norocos eu cu Neymar. Mă credeam eu norocos eu cu Neymar, Neymar Gold, Neymar. Așa credeam eu, că e... Vișan Liviu nu poate utiliza... A, eu încă sunt în gașcă, stați și... De combinația mea. Hai că nu prea ai noroc. Nu prea ai noroc. Dar tu n-aveai... Nu echipa ta era aia cu Rashford, mă, ucele? Nu știu, faci doar la membrii, da. Membrii și donatori. Trebuie să învățăm lumea în stilul ăsta, bro. Pentru că și live-urile astea au nevoie de susținere. Sper să înțelegeți asta. Am avut o perioadă în care am făcut gratis pentru toată lumea și probabil o să mai fac gratis în săptămânile ce urmează, dar o să pun un anumit target de like-uri. Gen, acum avem 69 de like-uri, gen... La 200 de like-uri, pentru că am făcut și 400 pe anumite live-uri, deci nu e imposibil. La 200 de like-uri facem review gratis pentru toată lumea. Dar deocamdată facem doar pentru donatori și membri, pentru că și streamul are nevoie de susținere. Aia sunt silverii de merg. Dar știu că erau posteri pe grup cu aia de la West Brom. Tu mi l-ai pus pe Rashford, că nu l-aveam. A, Rashford de la gol și ți-ai zis să strângi bani, nu? Ia vezi, mă, că a picat Rashford din formă. Băga-mi aș gura mea. Ce noroc are, bravo, mă bucur pentru tine. Fraților, te duci la 80-100 like la recomandate, la 100 de like-uri. Dar oricum nu cred că o să facem 100 de like-uri azi. Merg Team of the Week ca să văd ce bagă ăștia pe mobile. Trebuie să o găsesc pe Twitter. De așa. Asta e. E bun, Team of the Week-ul. Ce să joc Strikers, Mbappe sau Rashford? Rashford ăsta, nou. Ăsta, bestiuța asta. Ăsta e Team of the Week. Fraților, ne pregătim să închidem live-ul. Pentru că nu mai avem cui să-i facem review. Pack-urile le-am deschis.
Ne vedem mâine pe live. Probabil o să facem tot așa un live de dimineață, să jucăm cu recinii la Weekend League. Vedem cât de bine se mișcă. Dacă se mișcă prost netul și așa, cred că o să fac mâine seară, să vedem eventul, să deschidem un pack 2 de eventual dacă e cazul. Acum o fi că nu am prins scris. Vezi că nemulțumitul îi se ia, dar bro, cu toți am fi vrut Cristi inform, dar asta e. Mai este o șanse după ce luăm ăla de 83+, Doamne ajută. Fraților, vă mulțumesc că ați fost alături de mine azi. Mulțumesc eSports pentru Neymar. Cam ăsta a fost live-ul. Vă urez mult noroc la pachete în continuare dacă nu ați deschis. Vă aștept mâine pe live cu Mbappe Totti, cu Neymar, cu Cristiano Ronaldo, cu o echipă slabă, cum zicea Doti. O echipă slabă. Ne vedem mâine. Eu v-am pupat, dragilor. Pa, pa!